Partidul Acțiunii și Solidaritate a organizat ședința Consiliului Național Politic în regim online. Membrii CNP și-au exprimat votul pentru a numi interimatul la șapte noi vicepreședinți și un nou secretar general. În funcție de prim vicepreședinte a fost votat Igor Grosu, iar în funcție de secretar general Andrei Spânu. Au fost numiți patru vicepreședinți pe construcție de partid. Veronica Roșca, Doina German, Lilian Carp și Vladimir Bolea și opt vicepreședinți pe domenii de politici, Sergiu Litvinenko, administrație publică și proces legislativ, Natalia Gabriliță Finanțe, Mihai Popșoi, Externe, Olesia Stamate, Justiție și Anticorupție, Radu Marian, Business și Economie, Liliana Nicolaescu Onofrei, Educație, Dan Perciun, Social, Iuliana Cantaragiu, Mediu. PAS a devenit cel mai important partid pro-european din Republica Moldova datorită promovării în funcție de conducere a oamenilor competenți și onești, care acționează doar în beneficiul cetățenilor. PAS va rămâne în continuare epicentrul schimbărilor spre bine în Moldova și îndemnăm toți oamenii de bună credință să ni se alăturea a declarat lidera PAS Maia Sandu.